cu siguranță ești acea iubitoare de libertate care este condusă de un perpetuum mobile. Nu știi ce înseamnă asta? Tu cauți întotdeauna schimbări și provocări intelectuale, diferite radical de cele ale unui vărsător născut pe 7 sau 13 februarie. Tu îți găsești independența urmând calea ta fără a suge sau sugârma victime, fără a călca pe cadavre. Nu ești doar un făcător de lucruri și consecințe, ci și un gânditor. În primul rând, studiezi situația și abia apoi preiei chestiunea. Ca ideolog, te distingi perfect într-o echipă care lucrează în domenii care necesită comunicare. Femeie de acțiune, vezi viața ca o cursă continuă pentru aventură și emoții vii. Tu pare a fi literalmente interesată de tot, însă în procesul de cogniție te întorci la un fel la chestiuni fundamentale, evenimente, gânduri, sentimente și idei legate de prezența ta umană pe acest pământ. Întrebările despre viață și despre moarte, despre tinerețe și despre bătrânețe, despre emoțiile umane de bază, cauzează un interes sporit pentru tine. Abordarea ta despre viață este științifică și, deși nu este deloc necesar ca tu să fii om de știință, în dorința ta de a ajunge la rădăcina adevărului, îți asumi și practici experimentarea și căutarea creativă. Semnul tău zodiacal aparține constelației Berbecului. Berbecul este direct legat de semnele elementului foc, care se disting prin următoarele calități: entuziasm, curaj, dorință de independență. Berbecul cel mai luminos este cel care s-a născut chiar la debutul primăverii. Ești controlată de războinicul Marte și acest lucru se manifestă în toate sferele vieții. Ai o capacitate de lucru înflăcărată și sexualitate aproape agresivă. Desigur, aici este îngropată rădăcina răului, trebuie să înveți să-ți restrângi impulsurile decisive și să înmoi perseverența excesivă. Ai tendința să te confrunți, dar ești de asemenea capabilă să te scufunzi în calmul de gheață. Dorința, curajul și vigoarea s-au topit și amestecat în tine, rezultând o înclinație spre vanitate, nerăbdare și îndrăzneală. Eficientă și persistentă, vei putea să faci față pasiunilor tale amețitoare și să ajungi la o pace armonioasă în spirit. Perseverența și conducerea în combinație cu o voință puternică te pot ajuta să atingi înălțimi fără precedent. Totuși, cealaltă față a monedei, temperamentul fierbinte, agresivitatea și uneori pasiune excesivă, atât în ceea ce privește sexul cât și în afaceri, pot dăuna foarte mult. Este mai bine să folosești voința ta de fier pentru a combate izbucnirile de furie și aspirațiile zadarnice, ceea ce poate duce la conflicte și chiar leziuni. Calea către armonie se află în autocontrol. Guvernatorul tău astral este Marte. Planeta Marte este responsabilă pentru viața activă, precum și pentru neglijență. Această planetă este favorabilă pentru lucrătorii medicali, artiști, profesori, politicieni. Planeta ta în exil este Venus. Lui Venus îi poți mulțumi pentru lipsa de maniere și lipsa harului. Cu siguranță ești o individualistă puternică și independentă, iubești libertatea, ești plină de energie și pare că nu cunoști deloc oboseala. Schimbări și sarcini dificile pentru minte, acestea sunt ingredientele tale preferate. Tu nu vei accepta concepte sau idei netestate de tine însăți, nu vei funcționa cu fapte neconfirmate. Tu tragi concluzii numai pe baza propriilor observații. În consecință, nu este ușor să fii păcălită sau să fii indusă în eroare, deoarece procesul de gândire se bazează pe puterea fermă experienței de viață. Pe de altă parte, o astfel de abordare a vieții pare unilaterală, mai ales că, după ce te-ai obișnuit cu ea, este dificil pentru tine să o refuzi. Poți fi excesiv de încăpățânată și nu vei renunța niciodată la convingerile tale, chiar dacă îți sunt prezentate contraargumente puternice. Personalitatea ta este foarte versatilă, cercul de comunicare nu se închide în nicio zonă. Tu nu te temi să-ți asumi riscuri, dar trebuie să fii atentă la aventurismul nesăbuit, fie într-un casino, fie într-o rutină zilnică mai interesantă. Cu toate acestea,
Impulsurile fizice puternice caracteristice ție necesită exprimarea lor, iar acest lucru este adesea asociat cu pericolul. Deși curiozitatea ta se limitează la sfera tradițională, uneori se întâmplă că circumstanțele și subiecții ciudați sunt în zona ta de atenție. Se pare că aici afectează excentricitatea ta inerentă, care adesea rămâne un mister pentru alții. De regulă, ai o afecțiune deosebită și o adevărată iubire pentru copii, chiar dacă tu însăți nu ai niciun pui. Dar asta nu înseamnă că ești infantilă, romantică sau jucăușă. În atitudinea ta față de generația tânără, ca și în orice altceva, abordezi o atitudine științifică, solidă și deloc subiectivă sau emoțională. În ciuda diversității intereselor tale, principalul obiect de studiu pentru tine rămâne omul, în special în ceea ce privește evoluția lui. Și din nou, te bazezi pe o abordare științifică și nu pe căldura sau confortul spiritual. Iată de ce rămâi egoistă în viața ta personală. Nu ești similară cu alți nativi din Berbec având astfel de calități, încredere, imprevizibilitate, noblețe, ești o femeie puternică, autoritară și activă, trăind de nevoia constantă de a fi independentă. Prin natura ta ești optimistă, generoasă și risipitoare, preferi darurile nepractice. Emoțiile sunt mai importante pentru tine decât bunurile materiale. Idealistă, cu înclinații filozofice, spui adesea ce crezi fără să te temi de a ofensa interlocutorul. Cum afectează data de 23 martie soarta ta? Ai aproape toate trăsăturile personale principale inerente semnului zodiacal Berbec. Te distingi prin deschidere și directivitate, veselie și energie, activitate și abilități interpersonale. Ești copleșită de idei și aspirații, îți este ușor să te ridici, să începi rapid orice afacere și, de regulă, să reduci la capăt. Dar, înainte de a începe, tu ai în vedere modalitățile de implementare și analizezi cu atenție posibilele consecințe. Avantajul tău este că o faci foarte repede și aproape că nu faci niciodată greșeli datorită intuiției născute și abilității de a simți oamenii. Nu ai încredere în informațiile neconfirmate. Îți place să spui adevărul, indiferent dacă le place oamenilor din jurul tău. Dorința de a realiza adevărul se limitează la încăpățânarea ta și, dacă ești sigură de ceva, va fi extrem de greu să fii convinsă că este altfel. Obișnuită să operezi singură cu fapte dovedite, te aștepți la același lucru de la interlocutor, vorbirea cu subînțelesuri nu-ți convine și chiar te enervează. În felul tău ești maximalistă. Dragostea ta este puternică și pasională, prietenia este puternică și credincioasă, iar protecția este fiabilă. Dedicarea ta distruge totul în calea ta, pentru atingerea obiectivului lovești cu încăpățânare și ataci. Tu iubești tot ce este nou și necunoscut și te strădui să cunoști, să aprinzi rapid ideea care te interesează și să conduci pe alții în jurul tău. Crezi în puterea ta, nu te temi de dificultăți, pericole și extreme. Dispunând de energie și abilități organizatorice neobosite, îți place să organizezi tot felul de jocuri și sărbători, picnicuri și excursii. Ai multe interese diverse și ești dependentă de lucruri. Ești familiarizată cu diferite subiecte și acționezi ca interlocutor interesant. Comunicarea cu tine este interesantă și informativă, ești deschisă, îți place să-ți împărtășești cunoștințele și experiența și să te afli în centrul atenției. Te descurci bine cu copiii, știi cum să-i distrezi și să-i captivezi cu povești, cărți și jocuri. Cu sexul opus, tu găsești cu ușurință și un limbaj comun datorită carismei, veselie și capacității de a înțelege oamenii. Dotată cu abilități mentale extraordinare și energie vitală, încerci să-ți îndrepți puterea pentru a atinge obiective bune și înalte. Poți fi numită optimistă, dar nu ești una dintre cele care privesc lumea prin ochelari de culoare roz. Tu evaluezi toate situațiile în mod realist și sensibil, în timp ce crezi cu fermitate în succesul tău, rareori mergi la muncă într-o stare proastă. Oricum, o stare bună este starea ta obișnuită, iar motoul tău de dimineață este: sunt atentă și plină de energie.
Tu aștepți dreptate și evenimente bune de la viață, onestitate și deschidere de la oameni, dragoste și compatibilitate. Strălucitoare, sociabilă și veselă, atragi invariabil prietenii și admiratorii. În dragoste, ești pasională și generoasă, deși ți-e frică de a fi prea deschisă. Tu prețuiești libertatea mai mult decât fiabilitatea și preferi să comunici cu cei care ți împărtășesc interesele. Perspective bune pentru crearea unui respect reciproc într-o familie cu alte semne de foc, leu și săgetător, cu aceștia poți crea o pereche excelentă, în care înțelegerea reciprocă va fi la un nivel înalt. Deși în orice combinație a acestor cupluri ambivor trebuie să-și restrângă pasiunea, astfel încât familia să se dezvolte pe picior de egalitate. O uniune bună și chiar promițătoare poate să fie cu vărsător, balanță și gemeni. Semnele aerului nu vor permite focului să se stingă sau cărbunilor să se răcească, dar trebuie să ai grijă ca focul să nu se transforme într-o flacără imensă. Nu ești compatibilă cu peștii, capricornul, racul, fecioara, balanța și scorpionul. Unii dintre ei nu te înțeleg deloc, iar cu tine nu vor găsi un limbaj comun, deși totul este posibil, neștiind nici ascendentul tău și nici lista datoriilor karmice reciproce. Locuri de muncă și carieră. Ești bântuită de întrebări fundamentale filozofice, de sensul vieții, de istoria omenirii pe pământ. Ești destul de străină de misticism, ești mai aproape de abordarea științifică și de verificarea tuturor faptelor și declarațiilor. Fără dovezi privind credința, tu nu vei accepta nimic. Tu însă-ți tragi concluzii numai pe baza experienței sau a observațiilor tale. A te înșela este în general dificil. Uneori, în acest scop, tu mergi la extreme și nu renunți la opiniile tale chiar și în fața unor argumente logice. Tu nu te grăbești pe baricade, preferi să studiezi mai întâi și să te gândești la situație. Poți fi un ideolog și un specialist excelent în relațiile publice. Tu iubești să comunici cu oamenii și știi cum să o faci perfect. Aventuri și sentimente puternice, acestea sunt valorile tale fundamentale de viață. Sănătate și boli. De regulă, neglijezi complet sănătatea ta și respectarea regulilor necesare pentru a o menține. Având o natură intelectuală, cel puțin manualele și cărțile medicale îți pot oferi o idee generală despre ceea ce îți este util. Singura problemă este de a te face să citești aceste cărți. Tu poți fi convinsă de nevoia unui stil de viață sănătos, insistând doar că acest instrument îmbunătățește performanța ta mai bine decât altele. Poate că un astfel de argument va fi grav pentru tine și îl vei accepta. Datorită curiozității tale excesive, îți poți umple creierul cu tot felul de nimicuri, motiv pentru care este foarte important să-ți oferi periodic odihnă, sex regulat, somn suficient, exerciții fizice. Soarta și norocul. Ai un caracter moale, ești bună, liniștită, rapid te împrietenești cu oamenii, ai o mulțime de prieteni printre oameni influenți. Prietenii pur și simplu te adoră și sunt întotdeauna gata să te ajute. Tu iubești ordinea, iubești să călătorești, să-ți schimbi locul de trai, să faci lucruri diferite, pentru că nu-ți place monotonia. Tu trebuie să fii prudentă, ești în mod natural înzestrată cu abilități unice, dar poți să te ruinezi dacă îți vei răsfăța capriciile. Dar dacă îți vei îndrepta toate abilitățile în direcția corectă și dispui în mod corect de acele talente pe care Universul ți le-a dăruit generos, vei fi fericită și sigură. Viața ta va fi ca un bazm frumos. Sfaturi pentru tine. Tu iubești și apreciezi riscul, pericolul te provoacă. În ceea ce privește dragostea ta față de aventură, ar trebui să înveți cum să controlezi conștient această trăsătură. Pastrează-ți calmul. Nu-i trata niciodată pe oameni ca pe niște specimene, indiferent cât de interesanți sunt ei pentru a fi studiați. Cultivă-ți latura senzuală. Evită să fii didactică și ascultă și pe ceilalți. Nu mai fi atât de implicată. Ce cadouri ți se potrivesc? Ești ca un copil care se bucură de orice dar. Pentru tine, nu este nimic mai ofensator decât să fii uitat să-ți dăruiască ceva de ziua ta.
Dar dacă ceva chiar nesemnificativ este ambalat luminos și vesel, atunci deliciul care te cuprinde va fi asemănător cu o ploaie veselă de vară. Simplul gest al darului va fi acceptat cu plăcere și, în plus, nu vei pleca fără să aduci mulțumiri care pot depăși darul primit cu un ordin de mărimea prețului. A primi un cadou servește ca un buton de pornire pentru atenția reciprocă. Totuși, preferi un dar pe care îl poți încerca imediat sau îl poți folosi ori de câte ori este posibil, astfel încât să ți reamintească de cel care ți l-a dăruit. De aceea, darurile comestibile sunt ca niște felicitări care nu pot fi atinse. Ceva comestibil poate servi ca o sudură pentru darul principal. De asemenea, florile nu provoacă reacții speciale pentru tine. Conform experienței tale, florile trăiesc prea puțin, iar tu atragi deja toate lucrurile vii. Atâta timp cât lucrul poate fi folosit, acela este în viață, dar, potrivit concepției tale, nu poți folosi florile. Un avertisment: nu accepți daruri de la oameni care nu-ți plac. Iubești tehnologia, în special noua tehnologie digitală. Desigur, aceasta îți va aduce bucurie într-un telefon nou, o cameră foto de înaltă calitate. Dacă situația financiară permite un automobil, atunci să fie roșu, în caz contrar, vei invidia în continuare proprietarii de autoturisme roșii strălucitoare. Pentru tine este mai bun un dar ieftin, util în timp, deoarece te poți simți ofensată de un dar scump și inutil. Poți fi dispusă să accepți un set de teflon, mai degrabă decât un laptop chic. Îmbrăcămintea sport poate constitui un cadou bun pentru tine. Ești atât de inteligentă încât sportul nu este perceput ca un hobby, ci ca o componentă obligatorie, consolidând sănătatea. Pentru gospodinele modeste toate felurile de vase, precum și o mașină de cusut, un aspirator nou. Dar dacă cineva ar dori să îți ofere bijuterii, în acest caz, este mai bine să ți se ofere șansa de a alege independent. Cercei cumpărați cu câteva zile înainte de vacanță vor fi de neuitat pentru tine. Vei primi cu plăcere seturi originale de bijuterii, seturi de manicură și tot felul de brățări sau decorațiuni interioare. Acesta este un portret general pentru tine. Te vei descoperi cu adevărat într-o astrogramă natală în care vei afla predispozițiile pentru întreaga viață, așa cum ți le-au dăruit ursitoarele tale.